Este iar momentul acela al anului când Samsung face cool cuvântul Ultra. De această dată, onoarea revine lui Samsung Galaxy S24 Ultra de a duce mai departe o nomenclatură începută odată cu seria S20. Seria Galaxy S a împlinit 14 ani. Și-a luat buletinul și, aș zice, și nasul la purtare, devenind curajoasă în ale AI-ului. Pe parcursul lunii ianuarie am testat Galaxy S24 Ultra, am scris și desenat cu al său stylus, l-am văzut la treabă în SUA, București, Timișoara. Ne-am jucat pe el, am încercuit să căutăm, am editat poze folosind AI și am tradus și stenografiat cu inteligență artificială. Titaniu, cameră periscop nouă, ecran plat LTPO, Gorilla Glass Armor, e clar că avem multe de vorbit și de lămurit. Să înceapă deci recenzia lui Samsung Galaxy S24 Ultra. Ca design consider că s-a atins apogeul acestui format și chiar nu se poate mai bine. Telefonul de față este frumos, elegant și serios în același timp. Ecranul perfect plat este binevenit. El place mai mult majorității, chiar dacă personal prefer micile curbe de pe margini. Am și o mică problemă cu amplasarea modulului camerei, care face ca telefonul să nu stea fix pe masă cu spatele în jos. Aș zice că eu caut nod în papură, dacă e să mă iau de asta. Samsung Galaxy S24 Ultra e un soi de S23 Ultra mai pătrățos și cu ramă din titaniu, practic. Are ecranul complet plat și muchile de asemenea plate. Măsoară 8,6 mm în talie, acolo unde predecesorul avea 8,9 mm. Cântărește 232 de grame, acolo unde modelul din 2023 avea 234, deci tot pe acolo. Păstrează diagonala de 6,8 inci și vine cu certificare IP68, putând fi scufundat până la 1,5 metri adâncime, timp de 30 de minute. Rezistă și la praf. Se bucură și de noua protecție Gorilla Glass Armor, care nu doar crește rezistența la zgârieturi și scăpări, ci și oferă extra protecție anti-reflexii. În spate avem Gorilla Glass Victus. Telefonul este manevrabil, dar tot rămâne masiv. Ecranul este în mare neschimbat de la predecesor, doar că primește panou LTPO, care duce refresh rate-ul la 1 Hz când este afișată o imagine statică. Avem de face aici cu un Dynamic AMOLED 2X cu rezoluție de 3120x1440 de pixeli și cu refresh rate de 120 de Hz, plus suport HDR10+, și luminozitatea de până la 2600 de nits. Ce e amuzant e că, în ciuda ceea ce am zis eu inițial la hands-on, muchiile ecranului sunt de fapt mai groase decât la S23 Ultra și avem un raport ecran-corp cu 1,4% mai mic. Trebuie spus în cazul acestui panou de 6,8 inci că el a devenit mai puțin reflectiv. Luminozitatea este una excelentă, măsurată la interior, iar la soare, cu siguranță s-ar fi dus și mai sus. Vorbim despre 1061 de lux aici, valoare excelentă, dar nu un record, trebuie spus. Tot legat de display, vă mai spun și că a existat un bug pe unele unități cu privire la modul Vivid la partea de gestionare a culorilor. Acolo, de fapt, nu se activa acest mod. Nu a fost cazul din partea unității noastre de test, acolo unde totul a fost în regulă. Evident, e vorba de o problemă care se poate elimina printr-un update, care mai mult ca sigur va sosi până la data primului boot la scoaterea din cutie. La hardware putem vorbi la superlativ privind dotările. În plus, avem și stylus S Pen. Cât despre forjarea lui Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, avem throttling și pierde consistent din putere odată ce începe să se încălzească. În 15 minute a pierdut 35% din putere, ceea ce e destul de mult. Asta în ciuda acelui vapor chamber considerabil mărit față de versiunea S23 Ultra. În benchmark-uri nu s-a supraîncălzit totuși. A mai săltat cu niște grade Celsius, în schimb, la jocuri, acolo unde a atins 45 de grade Celsius în zona conectorului USB-C, ușor în colț. Mai primim 12 GB de RAM, LPDDR5X, dar și stocare UFS 4.0, care pornește de la 256 de GB. Apare și în versiuni de 512 GB sau chiar 1 Tera. Nici urmă de microSD, nicio surpriză. Cu aceste dotări, bestia sare de 1,9 milioane de puncte în AnTuTu 10, ca să fie clar. Trecând la baterie, lucrăm ca și la predecesor cu o unitate de 5000 mAh, care se încarcă la 45W pe fir. Are și încărcare wireless la 15W, fără încărcător în cutie, dar asta știați deja.
Sunt surprins foarte plăcut de autonomia telefonului, în special la playback video, acolo unde a atins aproape 28 de ore de funcționare continuă. Nu stă rău nici la testul sintetic de utilizare continuă, cu aproape 16 ore. E un telefon de 48 de ore, cu alte cuvinte, în cazul în care îl folosim la modul normal. Continuăm cu difuzoarele stereo, dar nu și cu jack audio, iar nimic nou se practică de la iPhone 7 încoace. Avem tuning AKG și setări gârlă în zona de opțiuni, unele Dolby Atmos, inclusiv de gaming, plus egalizator. Nici o surpriză la testul de audiție, Samsung a favorizat claritatea și acuratețea sunetului în defavoarea unui volum de boombox. Avem totuși bas suficient, treble răspicat și voci savuroase în podcasturi și dialoguri din filme. Jocurile sunt extra potențate, de vreme ce sărim de 100 de decibeli la acest capitol. La conectivitate avem de-a face cu un port USB-C 3.2 jos, cu 5G și cu Wi-Fi 7, dar și suport Wi-Fi 6E până găsim suficiente rutere Wi-Fi 7, plus Bluetooth 5.3 și localizare prin GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS. Avem de asemenea NFC pentru plăți și Ultra Wideband pentru Smart Tag. Trecem în revistă și testul de viteză, adică speed test, unde atingem la cel Wi-Fi în rețeaua Digi 682 Mbps la download și 563 Mbps la upload. În rețeaua Orange România am prins 531 Mbps la download 5G și 62,8 Mbps la upload. Privind partea software, consider că Circle to Search va deveni mainstream în scurt timp pe fiecare dispozitiv Android de acum încolo și principalul avantaj în fața iPhone. Deocamdată doar seria S24 și Pixel 8 dispun de acest avantaj. Unul mare, aș spune. Sunt și nemulțumiri, mai ales privind schimbarea paradigmei în ceea ce privește partea de navigare din One UI 6.1. Există numeroase plângeri pe Reddit și pe bună dreptate legat de acest aspect. E vorba mai ales despre gestul Back aplicat asupra tastaturii virtuale deschise printr-un swipe lateral. Lumea chiar s-a întors la butoane virtuale în unele cazuri pentru a scăpa de treaba asta. Samsung Galaxy S24 Ultra primește 7 ani de actualizări Android, ceea ce este impresionant și se ia după modelul Google Pixel și iPhone. Are la bord Android 14 cu One UI 6.1 și în afară de mici modificări la Quick Settings, un album art pentru player muzical mai mare și o bară de luminozitate mai generoasă, plus ceva mici setări extra, nu avem prea multe de spus la lucrul interfeței noi. Apare în continuare DeX Wireless pentru productivitate prin conectarea la monitor, mouse, tastatură. Apoi mai există un link to Windows, iar Nox se ocupă de securitate. Gamerii au parte de Ray Tracing și Vapor Chamber și eu zic acum să sărim direct la AI, de vreme ce One UI nu aduce prea multe noutăți. Samsung Galaxy AI se manifestă prin următoarele aspecte. Traducere în timp real a apelurilor telefonice în 13 limbi, funcție interpreter care traduce automat vorbirea a două persoane, traducerea a mesajelor din aplicațiile de tip WhatsApp, Messenger, mesagerie, stenogramă și rezumat text a unei discuții între mai multe persoane, făcută automat în doar câteva secunde. Sugestii de stil în care să redactezi un mail sau un text în notes. Rezumat automat cu liniuță pentru un text, fie el și de mari dimensiuni. Formatare, corectare, traducere automată a unui text, dar și analiză gramaticală cu sugestii. Posibilitatea de a încercui subiecti umani sau obiecte în fotografii și a le muta cu o mască a la Photoshop aplicată în mod smart, după aceea, pentru a ascunde spațiul gol. Am făcut asta cu statuia lui Alexandru Ioan Cuza în câteva imagini. Apoi vine Circle to Search, powered by Google, cu care ți-ai apăsat pe butonul Home și apoi încercuiești orice pe ecranul telefonului pentru a căuta pe Google acea imagine. În orice aplicație sau orice zonă de interfață, inclusiv în cameră, pe Instagram, pe meniul unui restaurant, în Play Store sau browser. Totul durează una-două secunde, iar apoi Google va sugera și alte rezultate corelate ca rețete sau variante vegane ale unui preparat culinar. Poți afla instant și ce haine poartă o persoană dacă o ai în cătarea camerei tale și o încercuiești. V-am zis că avem și S Pen, stylusul permite să luați notițe, să desenați, dar și să activați funcții desenând simboluri cu el în aer. A rămas la fel de precis și responsiv, cel mai cel din segmentul smartphone, aș spune. Poate scrie pe lock screen,
poate sublinia, anima mesaje de la mulți ani și vă puteți înscrie și în comunitatea PenUp. Avem parte și de cititor de amprente ultrasonic integrat în ecran și parcă tot e cu o sutime sub cele optice, părerea mea. Și iată ne ajungi la cameră. Iarăși, pe hârtie nu sunt schimbări mari, în afară de camera periscop. Camera selfie rămâne decupată în ecran, cu senzor de 12 megapixeli, cu dual pixel face detection autofocus, cel sosit anul trecut pe S23 Ultra. Are HDR10 Plus și filmare 4K la 60 de cadre pe secundă. De asemenea, HDR. În spate se află un senzor de 200 de megapixeli, care operează cu deschidere F1.7, are stabilizare optică și focus multidirecțional, plus telemetru laser. Trecem apoi la noul venit, camera periscop de 50 de megapixeli cu zoom optic 5X, care ia locul camerei de 10 megapixeli cu zoom optic 10X de pe S23 Ultra. Teoretic sună a pas în spate, până vezi ce mostre scoate noul venit. De altfel combină 4 pixeli în 1 și oferă cadre de 12 megapixeli cu această cameră, ducând detaliile 10X-ului digital la nivelul unei camere cu astfel de zoom optic. Și aici avem stabilizare optică, iar deschiderea este F3.4. Urmează camera de 10 megapixel telefoto cu zoom optic 3X și tehnologie dual pixel face detection autofocus. A patra cameră este cea ultra wide de 12 megapixeli, cu filmare super steady, deschidere F2.2 și captură la 120 de grade. Și ea are autofocalizare. Bifăm și blitz LED, filmare 8K la 30 de cadre pe secundă și văd că auto optimize e dezactivat ca mod default și trebuie activat de tine. E mai bine așa. Pozele sunt mai oneste dacă sunt neprocesate, dar le poți da tu un extra flare cu Optimize din setări. Analizând aceste opțiuni, găsim aici filmare 10-bit HDR, filmare cu bitrate crescut, dar și zoom audio sau captură la 360 de grade folosind microfonul de pe anumite căști. Avem de asemenea o stabilizare baked in, ca să zic așa, deja activată, pe lângă cea super steady la video. Ce ne oferă interfața camerei? Vă zic sincer că nimic nou în afară de captura cu două camere simultan, față, spate sau două din spate cuplate. Principală plus ultrawide, tele plus ultrawide, tele plus principală. Legat de fotografiile de zi, consider că avem culori naturale și destul de blânde. Camera nu intră în exagerări. Mi-ar fi plăcut totuși o procesare mai puternică a imaginii la mod default. Am observat aberații de culoare la acea floare albastru-violet, nu știu de la ce. La roșu văd că nu există probleme. Mă refer la acea floare, probabil margaretă, unde telefonul a avut și niște probleme de focalizare. Totuși, la final, avem și o captură foarte bună, unde se observă toate detaliile. Pentru niște context, pozele au fost făcute pe 24 ianuarie, ziua Micii Uniri, și era vorba despre niște coloane de flori depuse lângă statuia lui Alexandru Ioan Cuza, de la intrarea din parcul Alexandru Ioan Cuza. Legat de focalizare, am observat cu mai multe ocazii că nu a fost perfectă, inclusiv la cadrele cu acel cățel. Trebuie spus că acolo operam cu zoom între 2x și 3x. Doar o fotografie din 4 a ieșit perfectă. Cum spuneam, culorile sunt naturale. Cred că cel mai bine se vede asta în parc, la acele jucării bine bătute de soare. Unde excelează S24 Ultra în opinia mea, este la fotografiile culinare și la selfie-uri, unde cred că este impecabil și unul dintre cele mai bune telefoane de pe piață. Am pozat o salată cu chiftele vegetale și câteva legume, plus tofu, și o supă și toate au ieșit impecabil. Selfie-uri nu credeam să mai văd așa bune de la Pixel 8 Pro încoace. Iată că se poate. Fiecare fir de barbă, alb sau negru, sau gri, e vizibil, fiecare por, fiecare linie de pe irisul ochilor. Focalizarea e perfectă la selfie, avem un decupaj portret perfect și la captura studio mă declar mai mulțumit decât am fost la iPhone. Ce nu m-a convins este fotografia ultra-wide. Culorile devin mute spre centru și la subiecții în depărtare și văd și niște sky blur și deformare la coroanele arborilor pe lateral. Un plus mare primește zoom-ul până la 30x. Mi se pare fenomenal. Se bate cu orice rival de pe piață, inclusiv predecesorii Samsung. Totuși am văzut recent un telefon Oppo Find X7 Ultra care i-ar putea pune niște probleme. Revenind totuși, avem două scenarii ideale aici. Blocul Turn de lângă parcul Iore, zona Baba Novac, unde vedem cine are măsuță de cafea pe balcon și cine n-are. Plus acel zoom uriaș 50X care depistează un afiș cu conector în parcul Iore, în spatele unor jucării. Eu apreciez cu calificative înalte și textura obiectelor și delimitarea lor față de împrejurimi, cuprinderea lor în poză și reprezentarea corectă. În condiții low light, night mode face diferența. Nici nu recomand să se facă fotografii altfel decât cu el pornit.
e diferența de la cer la pământ cu și fără Night Mode. Odată el activat, apar detaliile, claritatea și culorile. Nu e Pixel 8, dar e ok. Vedem LED-urile clar la farmacia Catena și porii de la piatra cubică la fotografia de jos, cu biserica în fundal. Pe de altă parte, văd și nuanțe mov ale cerului, deci temperatura culorii nu e perfectă. Dar mă bucur că nu apar acele reflexii punctiforme ca la iPhone-uri și că felinarele păstrează dimensiuni decente. Mai puțin pe ultra-wide, e drept, unde coroana mov aurie e acolo, din păcate. Avem și poză cu luna? Avem. E vreo diferență majoră de la Galaxy S21 Ultra încoace? Nu prea. Cred că singurele lucruri care m-au impresionat noaptea sunt zoom-ul pe clădiri și Night Mode. Ambele scot la iveală zgrunțuri de zugrăveală, porozitatea structurilor și detalii pe care nu le-ai vedea altfel. La filmare am observat și o pierdere accentuată a clarității în Steady Mode, în ciuda faptului că stabilizarea nu a devenit cu mult mai bună. Recomand folosirea fără Steady Mode, deoarece telefonul reușește o captură foarte bună în acest mod, fără trepidații sau alte efecte vizuale neplăcute. Simt nevoia să vă reamintesc că înrăcesc gura de pomană de la Galaxy S10 încoace, criticând inutilitatea lui Steady Mode versus modul de filmare standard, când vine vorba strict de stabilizare. Și totuși, S24 Ultra e unul dintre cele mai bune telefoane privind stabilizarea pe care le-am văzut. Mă refer la modul standard, 4K. Vezi și filmarea de noapte la 60 de FPS 4K, unde nu are cele mici ezitări când pășeam și filmam. La captura video selfie rămâne zeu, bun de vlogging, o constantă de la Galaxy Note 10 încoace. Poți să-ți faci treaba cu el ca vlogger sau jurnalist, la fel ca și cu Pixel 8 Pro și iPhone 15 Pro de altfel. Microfoanele se descurcă cu un pui de crivăț și trafic de pe bulevard și avem și audio zoom pentru concerte. Aș vrea să spun că mi-a plăcut și constanța expunerii de calitate pe parcursul filmărilor din parc. Zăpada, întinsul alb, îndreptarea camerei spre cer, soarele ar fi putut provoca N probleme și deforma și culori. Nu e cazul. Aici este o bilă albă pentru Samsung. Am încercat și funcția de combo de camere, câte două, picture in picture, comutat între ele și rezultatul nu e rău, chit că e un gimmick și o nișă găsită și pe telefoane de sub 2000 de lei. Unde e clar inferior chiar și față de modele Samsung precedente, este la viteza de autofocalizare, care mi se pare exagerat de scăzută. Pierde tempo-uri atât ziua, cât și noaptea, unde chiar a refuzat să focalizeze. A trebuit să atingă ecranul pentru a o face. No bueno, Samsung, no bueno. Ce am mai observat e că în condiții low light sunt diferențe mari de luminozitate între camere, lucru care se observă mai ales la filmare. Avem și acele sărituri neplăcute când dăm zoom in sau out la filmare, atât ca mișcare, cât și cromatic. E și o tentă de muștar dublată de o tentă albăstrie în fundal la filmările nocturne. E de parcă cerul a radiat cu albastru și mov în jurul său, cum se întâmplă și la unele poze. Consider că e nevoie de ajustări și optimizarea softului de procesare a imaginii pentru rezultate mai bune. Samsung ar trebui să apese pedala de accelerație aici, deoarece rival ca Pixel, Oppo, Vivo și Huawei au făcut-o deja. Bun, iată ne ajungi la verdict. Ce puncte pozitive are Samsung Galaxy S24 Ultra? Păi, ecranul cu siguranță, acum 100% apt de gaming, la mare, la soare, la munte, pe zăpadă, oriunde. Autonomia este excelentă, procesorul foarte puternic, avem și 7 ani de actualizări, ceea ce sună perfect. Stabilizare foarte bună la filmare 4K și funcții AI pe care le văd utile pentru studenți, corporatiști, jurnaliști, antreprenori. Și pentru cei care călătoresc mult în țări în care nu cunosc limba. Zoom-ul nu mi se pare că a pierdut un tempo prea mare odată cu schimbarea de periscop, iar stylusul rămâne cel mai bun de pe piață, chiar și fără noutăți în dreptul său. Confirm și protecția antireflexie superioară și tot superioară este editarea foto cu AI, dacă nu ai văzut tool-urile de la Pixel totuși. Iar ca neajunsuri, am dat peste ceva throttling și încălzire la jocuri, lipsa de încărcător din cutie și încărcarea nu chiar rapidă. Faptul că Samsung abia acum a descoperit panoul LTPO și faptul că S Pen nu a mai primit funcții noi de vreo 2 ani reprezintă neajunsuri. Apoi, detaliile camerei ultra-wide și captura foto nocturnă fără Night Mode nu prea satisfac. Modul steady de filmare nu mai livrează de la Galaxy S10 încoace, iar focalizarea, ei bine, e o bubă și acolo, mai ales la video. Aș recomanda un Galaxy S24 Ultra celui sau celei care vine de la un S21 Ultra sau de la vreun Note 20 Ultra. Poate de la un iPhone 13 Pro Max.
La final de zi avem aici un telefon scump și masiv care a pariat toate cărțile pe AI. Dar întrebarea e, tu ai nevoie de AI? E ca bastonul care se dă unuia care deja merge bine. Bine, hai, să nu fim răutăcioși, e bastonul care te ajută la cățărarea pe un munte de informație totuși. Cu toate astea, mulți preferă să urce muntele singuri, fără ajutorul unui AI, și dacă Samsung vrea să ne învețe să căutăm altfel pe web și să compunem mail-uri mai smart și să traducem altfel, va mai avea de muncit. De editat foto cu jumbușlucuri, vă zic sincer că eu și anturajul meu nu am făcut asta și nu vom face asta vreodată. Cel mult treaba cu îndreptatul de obiective turistice pentru a le posta pe story pe Insta. Nu ne putem ascunde de evidența faptului că S23 Ultra rămâne un rival foarte solid pentru S24 Ultra și că OnePlus 12 e mai bine răcit la gaming. Viteza cu care învață publicul să folosească Galaxy AI, aprecierea reală pentru cât de important e ecranul plat și evoluția autonomiei, cred că sunt pilonii pe baza căruia S24 Ultra poate spera să devină hit. Vânzările asta par să indice deocamdată. Camera are totuși nevoie de o actualizare software zilele astea. Pe curând!